Mulțumate, domnule președinte al României, dragi prieteni, domnule Crăciun, în acest an s-au împlinit 22 de ani de la primul pod de flori. După podul de flori a urmat podul de cântec, podul de verm, podul de rugăciune, dar cred că cel mai rezistent pod dintre noi și noi este podul de carte. Pe noi cartea ne-a făcut puternici și eu cred că mai puternică nu este țara care are mai multe tancuri, dar țara care are mai multe cărți. Țara care are mai mulți generali nu este cea mai tare, ci țara care are mai mulți cărturari. Mulțumesc că acestui salon internațional, târg internațional de carte, că ne face puternici. Iată cărțile noastre care vin și se topesc în contextul cărții românești. Acest târg de carte, care este și al Basarabiei deopotrivă, eu aș vrea să mulțumesc celor care au făcut ca Republica Moldova să fie la acest târg de carte invitat de onoare. Eu vin cu acest roman, Tema pentru acasă, este primul meu roman. Sunt autor a peste 60 de cărți, de versuri, publicistică, eseuri literare. Am scris această carte și a fost o campanie, Chișinău citește o carte, care s-a transformat în Republica citește o carte, iar după aceea Țara citește o carte. Am avut foarte multe lansări de carte și în România, adică am citit deopotrivă, cititorii de o parte și de alta a Prutului au citit această carte. Este o carte despre drama Basarabiei, este de fapt un roman de dragoste, în două cuvinte povestit. La 28 iunie 1940, un comisar sovietic intră în clasa de absolvenți din liceul Poiana și le spune: sunteți liberi, dragi tovarăși, tovarășul Stalin v-a eliberat. Vede deasupra tablei portretul lui Mihai Eminescu, coboară și pune în locul lui portretul lui Stalin. A doua zi, profesorul de literatură română, Mihai Ulmu, află că s-a întâmplat ceva la școală, vine la liceu și comisarul arestase toată clasa. Ce a făcut clasa? A dat jos portretul lui Stalin, ba mai mult, i-a desenat niște cornițe și niște mustăți și a repus portretul lui Eminescu la loc. Profesorul Mihai Ulmu își asumă gestul elevilor lui, este arestat, e trimis în Siberia și absolventa din acel an al liceului din Poiana, Maria Răzeșu, îndrăgostită de acest profesor de limba și literatura română, ca și toată clasa de fete, află adresa lui, pornește din urma lui în Siberia și îl ajută să evadeze. De aici și o poveste de dragoste. Vreau să vă spun că această carte, conform sondajelor bibliotecarilor din Republica Moldova, este cea mai citită carte în ultimii 10 ani. Timp de 9 luni de zile a avut 100.000 de împrumuturi în biblioteci. Eu aș vrea foarte mult să o citiți și dumneavoastră și o să descoperiți o carte despre destinul românesc al Basarabiei. Mulțumesc!